Iată o acțiune la ITM Maramureș, este vorba despre securitatea și sănătatea munca. Da. În fiecare bună ziua, în fiecare an ITM Maramureș organizează o sesiune de informare cu privire la tematica anuală promovată de Organizația Europeană a Muncii. Și în acest an, ca în ultimii doi ani, tematica Săptămânii Europene a Securității Sănătății Muncă este legată de combaterea afecțiunilor musculoscheletale. Așa cum am spus, în fiecare an sunt invitate, în principal, și angajatorii sunt invitați, dar în principal serviciile de prevenire și protecție, care sunt, să zicem, responsabile de implementarea securității sănătății în muncă în societățile comerciale la agenții economici de pe raza județului Maramureș. Sigur că sunt și angajatori care au propriu dispozitiv, lucrătorii desemnați care efectuează care controlează și implementează domeniul securității sănătății în muncă, dar în principal lucrăm cu serviciile externe de prevenire pentru că ele sunt utilizate de către angajatori la scară mare pe întregul teritoriu al județului Maramureș. Așa cum am spus, tematica este combaterea afecțiunilor musculoscheletale și în acest an marea majoritate a bolilor profesionale, bolilor legate de profesie, raportate către DSP, Direcția de Sănătate Publică a județului Maramureș, sunt boli legate de sistemul musculoscheletal. Și atunci și în acest an campania privește acest aspect. Nu sunt raportate foarte multe accidente, aproximativ 30 boli profesionale, 30-33 de boli profesionale anual, peste 95-90, între 95 și 98 sunt boli legate de sistemul muscular și cel osos și avem o diseminare a acestor informații legate de combaterea acestui risc, de gestionarea acestor boli profesionale și din această relație cu serviciile de promovare și protecție sperăm să obținem o conformitate mai mare referitoare la lege și o protecție a salariaților în aceeași măsură. În același timp schimbăm informații cu privire la ceea ce s-a întâmplat în domeniul securității sănătății în muncă și o raportare referitoare la accidentele de muncă. În acest an, până la această dată, am înregistrat un număr de 204 accidente de muncă. Marea majoritate au fost ușoare, 3 accidente soldate cu deces, 33 de accidente sunt în afara muncii, nouă legătură cu munca, și 108 accidente din aceste 204 sunt cu ITM, în sensul că sunt cu 3 zile, minim cu 3 zile de foaie de boală pentru fiecare persoană accidentată. Marea majoritate acestor accidente sunt ușoare, pot spune că sunt mulțumit de colaborarea cu angajatorii și cu aceste servicii de promovare. Încercăm în fiecare an să creștem calitatea actului de verificare în domeniul acesta al securității și sănătății în muncă. Suntem preocupați să rămână această ștachetă și această precizie în domeniul, pentru că este vorba de viața și de sănătatea lucrătorului. Nu vrem să facem rabat la condițiile și la riscurile cele mai grele. Așa cum am declarat în fiecare an, verificarea stării de sănătate a lucrătorului este vitală, este foarte importantă și facem ca un obiectiv prioritar să verificăm acest aspect. Riscurile legate de domeniul construcțiilor, domeniul electricelor, domeniul exploatărilor forestiere, domenii cu risc avansat de accidentare și de deces. Ne preocupăm în mod constant de aceste lucruri, le vom comunica serviciilor externe prioritățile noastre permanent și în acest schimb de informații și de bune practici, noi sperăm ca sănătatea lucrătorilor din județul Maramureș și securitatea lor să fie la cel mai înalt nivel posibil.